Acum suntem în plantația de căpșuni de la Enau, unde plantele noastre tinere abia au făcut câteva frunzulițe. După cum se vede în filmare, acestea n-au fost plantate de mult timp, însă acum urmează să prezint aparatul pe care noi îl folosim când vine vorba de prepararea îngrășământului pentru a putea doza corespunzător în funcție de fenofază apa cu îngrășământul pentru căpșuni. Deci aici este aparatul de care vorbeam, care o să ne măsoare ECE-ul. Am vorbit într-un vlog anterior cât este de important să știm exact ce ECE avem. Acesta este, cum am zis, aparatul. Acum este pe 0. Are diferite funcții. O să vă prezint imediat. Însă până atunci, aici avem găgălețile cu dozajul de îngrășământ. Este starterul de care vă povesteam în clipurile anterioare. O să vă las link în descriere cu fiecare element de care vorbesc în acest clip și cu care am făcut un vlog anterior. Și în funcție de cum o să pun în bazin acest amestec, ECE-ul nostru o să scadă. Ideal în această perioadă este undeva la 1,4 până la 2. Acum urmează să măsor ECE-ul apei din bazin cu care urmează să irigăm. Pentru început măsurăm ECE-ul apei de irigat, ECE-ul inițial. Care, după cum vedem, este undeva la 0,4 măsurat în EC. După care o să adaug îngrășământ, o parte din îngrășământ și o să măsor din nou. Adaug din nou aparatul în apa cu amestec. Vedem cum ECE-ul a început să crească. Însă ne dorim mai mult, deci o să mai adaug iar îngrășământ. Ne dorim să ajungem undeva la 1,5-1,7. Amestecăm apa și măsurăm din nou. Da, se vede a crescut. O să se stabilizeze undeva la 1,7, da. Este optim pentru această fenofază. În continuare o să vă arăt un mic exemplu cu paharașul, care îl pun la o plantă. Aici nu este căpșun, este mai din partea lateralnică. Însă o să vă arăt, o să măsor și aici, să vedeți exact ce ECE merge la plantă. Da, este optim. Atât am vrut să vă prezint astăzi. Vă doresc să urmăriți în continuare videoclipurile noastre și să urmăriți planul de final. La revedere!